Ca de obicei, un abonat al medaliilor pentru inovație la Agritehnica, Crone nu se dezminte nici de această dată, unde și-a adjudecat argintul aici la târgul de la Hanovra. Pentru soluția propusă este o inovație, așadar, noul său polizor pentru cuțite, care este implementat în combina de furaje Big X. Rita Varga, spuneți-ne mai multe despre această tehnologie. Prea multe, nu pot să zic că, de fapt, ca orice inovație este un lucru foarte simplu, dar deștept. De fapt, este și patentat această susținere. Ce pot să vă zic și în esență este că înainte ce-a fost, polizorul care a fost cu reglaj manual și a fost bun, fără reglaj, la 400-450 de ascuțiri, după care cam jumătate de oră a durat până s-a desfăcut acest ansamblu și s-a împins mai jos piatra polizoară. Acum, de 5 ori mai mult poate să ascute, cam 2000-2200 de ascuțiri și piatra, în acest caz, se autoreglează și până la capăt se și folosește. Iar schimbarea acum, acest patent, se face câteva minute. Deci trebuie mult mai rar, mult mai puțin timp. Cu alte cuvinte, a crescut productivitatea, exact. S-au redus timpii, exact, de lucru, exact, ceea ce până la urmă orice fermier caută. Pe de altă parte, Crone a venit și cu alte produse, noutăți la Agritehnica. Avem aici chiar lângă noi o nouă greblă rotativă cu 4 rotoare. Spuneți-ne mai multe despre acest produs. Acest produs, în momentul de față, este cel mai mare în acest domeniu, 4 rotoare cu 5,70 m lățime de lucru. Conceptul la această greblă este una bine experimentată, această formă în V. Ce să vă zic, și până acum a avut Crone lățimi foarte mari, dar cu 4 rotoare, acum de la 14 metri la 15-70 s-a sărit, iar această greblă este cu fiabilitate și productivitate mult mai mare. De asemenea, Crone a adus anul acesta la Hanovra și această remorcă cu podea rulantă Knapen KX. Această remorcă se produce de Knapen, care face parte din grupul Crone din 2019, iar această soluție cu podea rulantă se folosește de mult timp în transportul rutier. Noutatea este că acum este proiectat să se poată folosi și cu scopuri pentru lucrări agricole, începând de la transportul baloților până la transportul paleților. A grâului e o remorcă cu un volum de până la 7 metri cub. Vreau să zic că se poate folosi în tot parcursul anului. Nu are nevoie de tractor, funcționează cu camion. O soluție foarte versatilă și flexibilă, care permite fermierilor să-și gestioneze mai ușor lucrările de zi cu zi din ferme. Exact, și pe tot parcursul anului. Corect. Ne bucurăm foarte mult că suntem aici la standul Crone de la Agritehnica, un stand foarte generos, vedem foarte multe noutăți, soluții tehnologice, avem și acest robot care este practic cu tehnologia autonomă, este tehnologia viitorului, conectivitate, digitalizare, toate acestea se întâlnesc aici la Agritehnica.